În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacucernici părinți, iubiți frați și surori împreună rugători, în fiecare an, la prăzunirea Sfinților Arhangheli, ocrotitorii acestei comunități euharistice sunt în mijlocul frăților voastre. Și anul acesta mi-a ajutat prea milostivul Dumnezeu să ajung la Buros pentru a-i prăzunui pe arhanghelii cei cu chip de lumină și pe toate puterile cerești. La loc de frunte, în ceata arhanghelilor sunt mai mari voievozii Mihail și Gavril. Au un rol important, însemnat, în lucrarea de mântuire a omenirii, Mihail fiind numit Îngerul Legii, deoarece s-a arătat de atâtea ori înainte de întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, îndrumându-i și sfătuindu-i pe drepții și profeții Vechiului Testament. Iar Arhanghelul Gavril este Îngerul Darului, deoarece el a adus vestea cea bună a nașterii Preasfinte Născătoare de Dumnezeu, bătrânilor părinți Ioachim și Ana, care au fost izbăviți de nerodire. El a adus buna vestire a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos din Preacurata Fecioară Maria. Tot Arhanghelul Gavril este cel care l-a înștiințat pe profetul și preotul Zaharia la templu că botezătorul, înainte mergătorul și prietenul Mântuitorului, se va naște. Și acești bătrâni părinți, Zaharia și Elisabeta, fiind izbăviți de nerodire. Arhanghelul Mihail este cel care i-a înfruntat pe diavol și a oprit căderea îngerilor, spunând: să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Așadar, arhanghelii, la oaltă, cu toate puterile îngerești, sunt cei care participă întotdeauna la lucrarea plenară de mântuire a omenirii. Astfel, arhanghelii, așa cum v-am spus, sunt cei care i-au îndrumat pe profeți, tâlcuindu-le cuvântul Domnului, sunt cei care i-au însoțit pe Moise și pe izraeliți în preumbalarea lor prin pustie, în anevoiosul și lungul drum spre pământul făgăduinței. Arhanghelul Mihail este cel care, sub chipul stâlpului de foc, era înaintea poporului lui Israel, izbăvindu-i pe toți de felurite primejdii. Tot arhanghelii, cei cu chip de lumină, la oaltă, cu toate puterile îngerești, i-au izbăvit pe apostol de multe strâmtorări. În Cartea Faptele Apostolilor ni se amintește cum îngerii Domnului i-au scos din legăturile și lanțurile temniței, pe de o parte, pe apostolul Petru, închis de Irod Agripa în temnița din Ierusalim, iar pe de alta, pe apostolii Pavel și Sila, închiși în temnița din Filipi. Îngerii, în chip minunat, i-au izbăvit din lanțurile și legăturile închisorilor, eliberându-i în chip minunat din temnițe. Totodată, Sfinții Îngeri sunt cei care i-au întărit și pe mucenici, așa cum în grădina Ghețimanii îngerii l-au slujit pe Mântuitorul Iisus Hristos, întărindu-l înainte de Sfintele Pătimiri. Ne aducem aminte că tot îngerii sunt cei care
i-au sfătuit și i-au îndemnat pe cei trei magi atunci când au venit să se închine Domnului în Betleem, însă și pe dreptul Iosif, izbăvindu-l de furia ucigașă a regelui Irod, păzindu-l pe Domnul nostru Iisus Hristos, care era fragil, era copilaș, era prunc, și îngerii sunt cei care l-au sfătuit pe Iosif și pe Fecioara Maria să plece în Egipt pentru a salva viața pruncului dumnezeesc, și tot îngerii sunt cei care i-au chemat pe păstorii din Betleem la închinare. Așadar, îngerii ne însoțesc neîncetat. Sunt atâtea mărturii în Sfânta Scriptură și în istoria umanității, tocmai de aceea la fiecare liturghie noi, în ectenii, cerem înger de pace, credincios, îndreptător sau călăuzitor și păzitor al sufletelor și trupurilor noastre. Însă, la fiecare rugăciune pe care o rostim, întotdeauna căutăm să cerem îngerului să ne acopere sub acoperământul aripilor bunătății sale. Și de mici am învățat acea frumoasă rugăciune în versuri, îngerașul sau îngerelul, pe care au rostit-o și astăzi copilașii, dimineața la rugăciune au rostit-o și acum la finalul liturghiei la biserică, această minunată rugăciune pe care și noi adulții ar trebui să o rostim neîncetat. M-a întrebat cineva la un moment dat cum să spun îngerului să mă facă mare dacă eu sunt adult. Când eram mic, înțelegeam, eu sunt mic, tu fă-mă mare în sensul să cresc. Da, dar e vorba nu doar de o creștere trupească, ci e vorba și de o creștere duhovnicească. Îngerii ne sunt alături în lucrarea de mântuire. Ei nu ne părăsesc, ei ne păzesc sub acoperământul aripilor lor. Ei sunt împreună cu noi în lupta cea duhovnicească, în războiul cel nevăzut. Și ne ajută să creștem în Hristos. Așadar, frate și soră, nu te descuraja, ci spune în versuri, așa cum te-a învățat bunicul și bunica, mama și tata când erai micuț și ți-a împreunat mâinile în rugăciune la icoană, spune și acum îngerașului, eu sunt mic, tu fă-mă mare. Era o versiune populară a rugăciunii în versuri către înger, pe care am învățat-o și eu de la bătrânii satului în copilăria mea, înger, îngerașul meu, sluguța lui Dumnezeu. Era această sintagmă minunată, foarte frumoasă și adevărată, adresată îngerului. Înger, îngerașul meu, sluguța lui Dumnezeu. Însă noi spunem, înger, îngerașul meu, roagă-te lui Dumnezeu sau totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare. Eu sunt slab, tu fă-mă tare. Și în tot locul mă însoțește și de rele mă păzește. Doamne, îngerașii tăi, fie păzitorii mei și în zi și noapte până în ceasul cel de moarte. Așadar, trebuie să ne rugăm îngerilor, fiindcă ei ne ocrotesc. Avem un înger păzitor. Însă, întotdeauna sunt mult mai mulți îngeri care ne soțesc neîncetat în toate rugăciunile pe care le rostim, cerem prea milostivului Dumnezeu să ne ocrotească și să ne protejeze prin puterile sale cerești slujitoare. De pildă, la liturghie, sunt miriade și miriade de îngeri. Sunt îngerii la liturghie precum sunt stelele pe bolta cerească. Sunt nenumărați îngeri care slujesc împreună cu noi în taina Sfintei Liturghii. De multe ori sunt nevoit să slujesc liturghia în locuri îndepărtate, doar cu diaconul, și să simt această lipsă a credincioșilor în biserică, însă eu întotdeauna mă consolez prin faptul că sunt mii și mii de puteri slujitoare care ne însoțesc în Sfânta Jertfă. Sunt miriade și miriade, e nenumărat numărul puterilor cerești care se pogoară la fiecare liturghie și care slujesc împreună cu noi.
Eram preot în misiune în Anglia și mă străduiam să întemeiesc comunitățile euharistice și slujeam liturghia. Eram ajutat de câte un cântăreț care, descurajat, îmi spunea: Părinte, nu a venit nimeni la liturghie. Era la început și oamenii nu știau de noi, de slujirea noastră. Și îl încurajam spunându-i: N-au venit oameni, însă au venit îngerii care împreună cu noi ne-au însoțit în taina liturghiei. Și îi mai spuneam acestui frate: Dacă am putea vedea noi, cu ochii netrupești, cum participă puterile îngerești la liturghie, ne-am minuna și ne-am întări și am spune cu toată ființa noastră: Minunate ești, Doamne, și minunate sunt lucrările Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. De aceea, preiubiții mei, suntem doar câțiva la liturghiile pe care le săvârșim aici, pe Marea Serenității, însă sunt nenumărate puterile îngerești împreună slujitoare cu noi. Oamenii se adună uneori cu greu la Sfânta Jertfă, însă cu multă ușurință se adună puterile îngerești și ni se spune că își acopere fețele lor cu aripile, fiindcă ei nici măcar, îngerii, nici măcar nu pot privi ceea ce se săvârșește pe Dumnezeescul jertfelnic. Și mai spuneau Sfinții Părinți că îi fericesc pe preoții slujitori care poartă pe brațele lor sfintele taine, trupul și sângele Domnului, fiindcă dacă s-ar întâlni cu îngerii și cu preoții, mai întâi i-ar saluta pe preoți, fiindcă puterile îngerești nici nu pot să privească pe Sfântul Jertfelnic spre jertfa pe care o săvârșesc, o împlinesc slujitorii la altarul euharistic. Așadar, preiubiții mei, așa cum îi îndemna pe îngeri să nu cadă Arhanghelul Mihail odinioară, așa ne îndeamnă și pe noi cei de astăzi să stăm bine, să stăm cu frică și să luăm neîncetat aminte. Pe lângă cei doi arhangheli, Mihail și Gavril, menționați în Sfintele Scripturi, este și un arhanghel tămăduitor și ocrotitor al călătorilor. Despre arhanghelul Rafael, cel de-al treilea arhanghel, ni se relatează în cartea lui Tobit, acestui iudeu care era în captivitatea babilonică la oaltă cu familia lui și era foarte milostiv. Tobit hrănea pe cei flămânzi, îmbrăca pe cei goi și înmormânta trupurile conaționalilor săi rămase nemormântate. Și ostenindu-se zi și noapte, la un moment dat, într-o împrejurare stupidă, aș zice, a adormit sub acoperișul casei sale și nu a fost atent și în cele din urmă a fost lovit de orbire, fiindcă s-a lăsat pe ochii lui o albiață provocată de găinațul unor păsări de deasupra. El nu a cârtit împotriva lui Dumnezeu, așa cum nu a cârtit nici Iov, ci a dus laudă lui Dumnezeu, cu toate că trăia în sărăcie și în neajunsuri, neîncetat a adus laudă prea milostivului Dumnezeu. Însă Domnul s-a milostivit spre el și l-a scos din necaz și strâmtorare. La un moment dat l-a trimis pe fiul său Tobie ca să recupereze niște bani de la rudenile care locuiau departe de Ninive, unde se afla el la oaltă cu femeia sa Ana și fiul lor Tobie. Și Tobie a fost însoțit în chip minunat de arhanghelul Rafael, care l-a ajutat să-și găsească o mireasă din neamul său, iar această fiică nefericită era chinuită de un demon. Și arhanghelul Rafael a tămăduit-o, a izbăvit-o de sub stăpânirea acelui diavol, iar Tobie s-a căsătorit cu Sara,
a recuperat banii pe care i-a avea primit și zestre de la socrul său și în cele din urmă, și Tobit a fost izbăvit de orbire, tot prin mijlocirea Sfântului Arhanghel Rafael, care i-a pescuit un pește și fierea pe care a scos-o din acel pește Tobie a fost leacul cel mai bun pentru ochii bolnavi ai tatălui său Tobit. Și astfel, bătrânul și milostivul Tobit a fost izbăvit de orbire și binecuvântarea lui Dumnezeu s-a revărsat asupra lor, pentru că s-au rugat, au răbdat și l-au iubit până la sfârșit pe Dumnezeu. Și atunci Arhanghelul Rafael și-a arătat lucrarea sa tămăduitoare, spunând câteva cuvinte care au rămas consemnate în cartea lui Tobit. Vă recomand să citiți în aceste zile cartea lui Tobit. Vă va fi de mare încurajare și întărire duhovnicească. Și aș vrea să rostesc aceste cuvinte pe care le-a rostit însuși Arhanghelul Rafael. Iată ce spune Arhanghelul Rafael, binecuvântându-i pe Tobit, pe soția sa Ana și pe Tobie, fiul lor, și pe nora lor, Sara. Binecuvântați pe Dumnezeu, slăviți-L și cunoaște slava Lui și mărturisiți înaintea tuturor celor vii ce a făcut El pentru voi. Bunul lucru este a binecuvânta pe Dumnezeu, a preanălța numele Lui și a vesti slăvind faptele Lui Dumnezeu. Și voi să nu vă leneviți al preaslăvi. Taina Regiului se cuvine să o păstrezi, iar lucrurile lui Dumnezeu este de laudă să le vestești. Faceți bine și răul nu vă va ajunge. Mai mult prețuiește rugăciunea cu post și cu milostenie și cu dreptate decât bogăția cu nedreptate. Mai bine să faci milostenie decât să aduni aur. Căci milostenia izbăvește de la moarte și curăță orice păcat, cei ce fac milostenie și dreptate vor trăi mult, iar păcătoșii sunt dușmanii vieților. Nimic n-am să ascund de voi și v-am și spus, taina Regiului se cuvine să o păstrezi, iar lucrurile lui Dumnezeu este de laudă să le vestești. Când te rugai, tu și nora ta Sara, eu duceam pomenirea rugăciunii voastre înaintea celui sfânt și când îngropai tu pe cei morți, încă eram cu tine. Și când tu nu te-ai lenevit să te scoli și să-ți lași prânzul tău ca să te duci să ridici pe cel mort, binefacerea ta nu s-a ascuns de mine, căci eu eram cu tine. Și acum Dumnezeu m-a trimis să te vindec pe tine și pe nora ta Sara. Eu sunt Rafael, unul din cei 7 sfinți îngeri, care ridică rugăciunile sfinților și le înalță înaintea slavei celui sfânt. Acestea zicându-le Arhanghelul Rafael, s-au spăimântat cu toții și au căzut cu fața la pământ, căci erau cuprinși de frică. Însă Arhanghelul Rafael i-a zis, nu vă temeți, pace veți avea, binecuvântați pe Dumnezeu în veac, căci eu n-am venit de voia mea, ci după voia Dumnezeului nostru, de aceea să-L și binecuvântați în veac. În toate zilele am fost văzut de voi, dar eu n-am mâncat, nici n-am băut, ci numai ochilor voștri s-a părut aceasta. Așadar, preaslăviți acum pe Dumnezeu, căci eu mă înalț la Cel care m-a trimis și scrieți într-o carte toate cele ce s-au săvârșit. Așadar, aceasta este lucrarea minunată a Arhanghelului Rafael și a tuturor arhanghelilor cu chip de lumină și a tuturor puterilor îngerești. Îngerii ne sunt în ajutor, ei ne sfătuiesc și ne întăresc și nu ne lasă niciodată singuri, chiar la sfârșitul lumii. Potrivit Apocalipsei, îngerii vor participa la durerile vremurilor de pe urmă. Preiubiții mei,
La un moment dat, un pusnic s-a descurajat văzând cete nenumărate de diavoli care ispiteau pe oameni. Însă Domnul i s-a arătat acestui nevoitor și l-a luminat, l-a îndemnat să privească spre răsărit. Și acolo a văzut cete nesfârșite de îngeri, întreaga armată a cerului, aliați puternici, aliați ai luminii. Și atunci bătrânul nevoitor s-a încurajat, fiindcă îngerii stăteau gata în ajutor, în războiul cel nevăzut. Și a înțeles mai bine că în silința noastră de a cuceri împărăția cerurilor, cerurile însăși sunt alături de noi. Ne întrebăm acum, luptă îngerii umăr la umăr cu noi pentru mântuirea noastră? Da, luptă împreună cu noi pentru mântuirea noastră în războiul cel nevăzut. Așadar, nu te descuraja, iubite frate și iubite soră, îngerii sunt împreună cu noi, ei ne ocrotesc, ei ne păzesc de tot răul și ne ajută să ieșim biruitori în războiul cel nevăzut. În cartea Faptele Apostolilor ni se mai spune că îngerii sunt trimiși de Dumnezeu întotdeauna pentru a face dreptate. La un moment dat, Irod Agripa, care l-a ucis pe apostolul Iacob cel Mare și l-a închis în temniță pe Sfântul Apostol Petru, îmbrăcându-se în veșminte regești și șezând la tribună, vorbea către popor, iar poporul striga, acesta este glas dumnezeesc, nu omenesc. Și îndată, ne spune Sfântul Apostol Luca, în Cartea Faptele Apostolilor, îndată, îngerul Domnului l-a lovit, pentru că nu a dat slavă lui Dumnezeu și mâncându-l viermii a murit. Iar cuvântul lui Dumnezeu creștea și se înmulțea, mai spune apostolul. Să nu ne înfricoșăm, să nu ne descurajăm, să nu credem că suntem singuri, ci suntem împreună cu îngerii, păzitori și ocrotitori și grabnic ajutători, trimiși nouă de Dumnezeu ca să ne însoțească în războiul cel nevăzut, să lupte împreună cu noi și să ne ajute să dobândim veșnicele lăcașuri. Mulți înaintași au fost ajutați de Sfinții Arhangheli. Între aceștia, iată, și Sfântul Cuvios Macare Romanul a fost însoțit de Arhanghelul Rafael, cum se vede aici pe icoana, de pe omofor. Sfântul Cuvios Macare cel Mare a fost ajutat de Heruvimul Aripat, cum se vede în această icoană. Sunt cei doi sfinți macare care au fost povățuiți și protejați de îngeri. Iar Sfântul Cuvios Macare Romanul, în mod deosebit, a fost însoțit de Arhanghelul Rafael în călătoria lui și în nevoința lui, în peștera în care a îmblânzit chiar 2 lei. A găsit 2 puișori, 2 lei mai mici, care scânceau de foame lângă mama lor moartă, lângă leoaica moartă, și cuviosul Macarie i-a salvat și i-a hrănit și i-a crescut, adoptându-i, iar aceștia au devenit slujitori în peștera nevoinților sale. Și atunci când a fost descoperit în pustie de cei 3 călugări pelerini, Teofil, Serghie și Ighin, cuviosul Macare Romanul, cel care era neîncetat protejat de Arhanghelul Rafael, prietenul său, le-a spus, iată, fraților, raiul îl dobândim împreună. Noi nu suntem făcuți pentru această viață, ci suntem făcuți pentru rai. Iar raiul se dobândește împreună cu fratele nostru. Este cuvântul cuviosului Macare Romanul, care povățuit
fiind de Arhanghelul Rafael, a devenit el însuși înger în trup. Să devenim și noi, asemenea povățuitorilor noștri cerești, purtători de lumina Harului Preasfinte și de viață, Făcătoarei Treimi, și să rostim împreună cu Arhanghelul Mihail neîncetat, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte în toată vremea spre slava lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor noastre. Amin.